pensionarii târgujieni vor putea participa și în acest an la petrecerea organizată de autorități cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Astfel, membrii Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu au aprobat în ședința de luni un proiect de hotărâre privind diminuarea bugetului Direcției Turism și Evenimente Culturale și majorarea bugetului Direcției Publice de Protecție Socială Târgu Jiu cu suma de 125.000 de lei, sumă destinată organizării unei mese festive cu ocazia sărbătoririi Zilei de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Hotărâre privind diminuarea bugetului Direcției Turism și Evenimente Culturale și majorarea bugetului Direcției Publice de Protecție Socială Târgu Jiu cu suma de 125.000 de lei, sumă destinată organizării unei mese festive cu ocazia sărbătoririi Zilei de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Aici spune că doamna consilier local grădinarul Maria Daniela a propus ca Direcția Publică de Protecție Socială Târgu Jiu să facă selecția persoanelor astfel încât să nu participe aceleași persoane ca anul anterior. Este o recomandare. Cine este pentru adoptarea hotărârii? Proiectul în forma prezentată, adică alocarea, diminuarea dintr-o parte și punerea în cealaltă. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Realitate. Balul pensionarilor se va ține pe data de 1 octombrie la restaurantul de pe insulița Jiului, fiind estimată o participare a 1.500 de persoane. Selecția persoanelor vârstnice se va realiza prin intermediul asociațiilor de pensionari din municipiu, a cluburilor de vârsta a treia și a centrului de zi Magnolia, cu condiția ca vârsta minimă a participanților să fie de 60 de ani și să aibă domiciliul în municipiul Târgu Jiu.